prima sesiune despre ce înseamnă să fii un specialist junior într-o companie IT. Cum să devii și care sunt pașii esențiali pe care trebuie să-i parcurgi în devenirea ta un specialist începător. Aici îi avem pe Stanislav Sânduță și Marius Tricolici. Ei sunt specialiști în direcții. Cumva este similară, dar diferită, încât unul este Python developer și altul este Java developer. Așa că, băieți, the floor is yours. Vă rog să preluați cuvântul și să mergeți în continuare cu prezentarea. Salutare, numesc Marius, sunt primul prezentator și sunt la moment în rolul de un inginer full stack în cadrul ISD, am experiență de 2 ani, vreau să împart ceva din experiența asta mea cu voi și să vă ajut posibil să vă descoperiți viitoarea carieră în domeniu. Alături de mine colegul meu Stas, care se va prezenta? Da, eu sunt Stas, eu sunt Java Software Engineer la compania ISD mai mult de un an jumătate și activez în IT de mai mult de 2 ani și la fel ca și Marius, o să încerc să vă ghidez cum să ajungeți la poziție de junior în cel mai scurt timp. Deci agenda prezentării de azi, vedeți acum pe slide, vom vorbi puțin despre IT la general, după care vom discuta tipurile și ramificațiile IT-ului și tipurile de joburi în ele. Voi încerca să vă ajut cu alegerea unei specializări și vă vom explica ce înseamnă să fii junior și cum ajungi să devii un specialist de nivel junior. Deci, ce reprezintă domeniul IT? Majoritatea din voi probabil deja cunosc, însă totuși trecem încă o dată peste această temă. Tehnologia informației este studiul, de fapt nu e doar studiul, e îmbină în sine studiul, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, suportul sau gestionarea sistemelor informatice bazate pe calculator. Da, adică în această industrie se încadrează totul, de la asamblarea unui calculator până la o antrenare a unei inteligențe artificiale. Această ramură e, așa spunem, mai modernă și a trecut printr-o explozie de tehnologică în ultimii 20 de ani. Inițial, calculatoarele au fost create din nevoie de a procesa seturi imensi de date, care urmau să crească din cauza creșterii populației. Apoi, cred că în anul 1936, Alan Turing a pus, așa spunem, bazele IT-ului modern, adică procesările de date, cum o facem noi acum, și programări. IT-ul era foarte complicat la început, era și necesita foarte multe cunoștințe în diverse domenii, cum ar fi matematică, statistică, electronică. La moment asta puțin s-a dat și acum cu mult mai ușor să înscrie în acest domeniu, însă, așa spunem, supraestimarea aceasta a rămas și mulți oameni încă cred că e greu și că nu e accesibil tuturor. De fapt, s-a văzut inversul, acum se vede o creștere foarte rapidă în calitatea și în ușurința de utilizare a instrumentelor de dezvoltare și resurselor de educație. Și acum e mai ușor ca niciodată să devii un specialist IT. Acest fapt a dus la generarea foarte multor inovații în IT, adică la momentul de azi, practic, totul e conectat, totul e într-o oarecare măsură afectat de această revoluție, ceea ce a generat multe poziții de muncă, multe ramuri noi a IT-ului și multe industrii noi care acceptă și au nevoie de specialiști. După cât puteți să vedeți, se vede de fapt un număr foarte mare de joburi în acest domeniu.
deci pentru cuvântul cheie IT, foarte ușor am găsit peste 120.000 de joburi și pentru cel de software developer 62.000. Rezultatul ăsta este global și de fapt nu e foarte precis. Eu sigur că cifra adevărată de fapt e dublă. Și toate aceste joburi sunt foarte diverse industrie și foarte diverse ramuri a acestui domeniu despre care vă vorbi colegul meu, Stas. Da, după cum observăm în imaginea care este pe slide, diversitatea ramurilor IT este destul de mare. Cum vedeți, este doar un singur overview de nivel înalt și deja foarte multe ramuri, cum ar fi analiști, arhitect, DevOps inginer, designer, specialiști cloud. Dar, desigur, dacă să luăm, să vorbim mai aprofundat, în realitate, ramurile IT arată în felul următor. Avem mult mai multe ramuri, fiecare ramură se împarte în alte ramuri și de aici se împart deja joburile propozise. Dacă vrei să fii software inginer, trebuie să-ți alegi, de exemplu, să fii back-end sau front-end sau web developer. Dacă vrei să fii manager, poți să fii product manager, project manager, technical lead, adică sunt foarte multe joburi. De aceea ne-am gândit că o să minimizăm această schemă și o să vorbim doar despre cele mai 5 principale ramuri în IT. Și începând cu știința calculatoarelor, știința calculatoarelor reprezintă domeniul în care se studiază în mare parte algoritmi și mașinile de calcul, adică calculatoarele. În această ramură se ocupă cu algoritmi și bazele matematice în software. Aici se includ teorie, designul, dezvoltarea și aplicarea software-ului. A doua ramură principală este sistemele informaționale. Dacă la știința calculatoarelor este mai multă teorie în dezvoltarea unor aplicații sau rezolvarea unor probleme cu ajutorul algoritmelor, sistemele informaționale se focusează mai mult pe partea practică a acestora. Ea primește algoritm deja gata de la alt inginer și îl pune în aplicație, deja într-un soft care se pregătește sau se îmbunătățește. A treia ramură este computer engineering, sunt inginerie calculatoarelor. Inginerie calculatoarelor studiază mașinile de calcul nu doar la nivel de software, dar și la nivel de hardware. Aici se studiază și programarea dispozitivelor, hardware, electronica, electrotehnica. Aici are loc studierea proceselor, cum lucrează calculatorul, care sunt procesele care rulează și, desigur, se termină și cu programarea microcontrolerilor, roboților și așa mai departe. A patra ramură este inginerie software. Inginerie software combină știința calculatoarelor și sisteme informaționale. Pe lângă studierea teoretică a algoritmilor, deja sunteți și cei care aplică aceste algoritmi. Adică bazele matematice le cunoașteți, algoritmii ca la fel și deja le puneți în aplicație, iarăși pentru a dezvolta aplicația sau a îmbunătăți. Și ultima este tehnologia informațiilor. Tehnologia informațiilor este mai mult, așa spunem, oamenii care aplică software-ul deja dezvoltat de către alți inginieri software. Cum ar fi în orice companie IT, există departamentul IT care se ocupă cu infrastructura, maintenanța serverilor, crearea și deservirea rețelei internet, mail-uri corporative și așa mai departe. Cum a vorbit și Marius, joburi sunt foarte multe. Sectorul IT este foarte dezvoltat și poți să te specializezi în oriunde ai vrea. În această cauză este foarte complicat un începător să se decidă cu specializarea, iar să încerci fiecare specialitate este foarte imposibil. De aceea ne-am gândit să alegem 10 dintre cele mai populare joburi și să vă povestim câte ceva din ele. Prima ar fi software developer, unul din cele mai populare joburi. Aici de obicei se includ developer de backend, care creează web servere. Și există o gamă înaltă de tehnologii, cum ar fi, poate cunoaște Java, PHP, Node.js, C++ și alte framework-uri care sunt utilizate aici. A doilea job popular este web developer, sunt cei care dezvoltă paginile web, adică pe paginile care intrați pe internet, voi le vedeți, astea sunt deja pagini structurate și făcute de către developerii web. Ei folosesc așa tehnologii ca React, Vue.js, Angular și de bază HTML, CSS.js. A treilea este mobile developer,
toți avem, ne folosim de telefoane și știm că orice aplicație a fost și ea dezvoltată. Acum este o mare creștere în domeniul mobile, pentru că au apărut mai multe framework-uri, mai alt limbaj de programare Kotlin, care a început să crească în popularitate și, desigur, se împarte aici în Android și iOS. Și pentru că sunt aplicații care sunt developeri care să ruleze pe ambele telefoane și nu scrie cod dublu, există aplicații cum ar fi React Native, care este cross-platform și rulează pe ambele platforme la fel. Al patrulea job este Embedded System Engineer, este inginerii care lucrează cu microcontrolarele în mare parte. Aceștia se folosesc de limbajele C și C++. Este un job mult mai complicat decât altele, pentru că include foarte multe procese, nu doar software, dar și hardware, trebuie să cunoști electronică, electrotehnică. Și de asemenea, un lucru interesant este că inginerii embedded poate să ocupe și de dezvoltarea plăcilor care noi cunoaștem. În telefon, spre exemplu, dacă deschidem acolo, este o placă pe care sunt diferite dispozitive. La fel, ei se ocupă și cu designul acesta. Inginer DevOps. Inginer DevOps acum este, aș spune, cea mai hot poziție care poți să cauți pe internet și să o găsești, deoarece că în ultimul timp a fost un mare boom, mai ales după ce a fost lansat AWS, Google Cloud Platform, a apărut Docker. Aici inginerii, mare parte, se ocupă iarăși cu infrastructura, voice software inginerii dezvoltă aplicații, iar DevOps inginerii pun aplicația pe cloud ca aceasta să fie accesibilă în orice colț al lumii. Următorul job este tester QA. Testerii sunt o parte, adică un job foarte important în ciclul de dezvoltare a unui software. Ei testează software-ul cât manual, atât și automatizat, folosesc diferite tool-uri, cum ar fi Selenium împreună cu Google Chrome, sau manual deja intră cu ajutorul unui tool software, Postman, pentru a testa partea serverilor și deja manual, desigur, testează paginile web, găsind bug-uri și enervând developeri. DBA, Database Administrator și System Administrator, aceștia se ocupă cu administrarea bazelor de date și a sistemelor, cum ar fi mașinilor virtuale. Ei de obicei setează bazele de date, urmăresc ca să fie destul de memorie pentru baza de date, adică toate datele care sunt introduse pentru o aplicație, și urmăresc ca și VM-urile, adică mașinile virtuale să rămână fără memorie și să se stângă și aplicația să fie stinsă pe un timp îndelungat. Project Manager este un job, așa să spunem, mai puțin de partea IT, dar este destul de răspândit. El se ocupă cu analiza și planificarea resurselor care sunt utilizate de developer, de organizarea și motivarea echipei, estimarea timpului și definirea bugetului pentru un anumit proiect și organizarea, desigur, a task-urilor pentru fiecare developer sau pentru, adică, spun, într-o echipă de developer. Următorul job este Scrum Master. Scrum Master, în realitate, nu este un job separat. Poți să fii și software developer, web developer, nu are importanță, dar ai și rolul de Scrum Master. Scrum Master asigură că echipa lucrează conform metodologiei Agile, rezolvă obstacolele apărute, creează un mediu de lucru unde echipa este eficientă la maxim și protejează echipa de la întreruperi și distracții din exterior. De exemplu, toate meeting-urile trec prin Scrum Master, adică developerul nu trebuie să își bată capul de chestiile date. Business analyst. În orice proiect bun există un business analyst, pentru că el efectuează analiză business aprofundată, definește potențiale probleme, oportunități și soluții. Planificarea și prognozarea bugetului este la fel un job al lui, planificarea și monitorizarea altor procese business și, în ultimul caz, este definirea cerințelor de afaceri și confirmarea lor cu clienții, aceasta fiind partea cea mai importantă. Cum alegi totuși un domeniu? Aici o să preia mai departe cuvântul Marius. Da. Alegerea unui domeniu de activitate în IT e destul de complicat. Pot să spun asta din propria mea experiență, deoarece am avut și eu parte de oarecare de profilare. Însă eu cred că trebuie să faci alegerea asta după cum te simți.
Personal pentru mine, momentul schimbător a fost când am început să învăț să dezvolt website-ul. Am făcut asta independent, la vârsta de 16 ani și m-a făcut să mă simt oarecum împuternicit și să apreciez, așa spun, capabilitățile programării și a mie, de fapt. Da, eu sugerez voi să încercați să vă analizați necesitățile voastre la viitoarea voastră carieră, în conformitate cu punctele voastre forte, să vă decideți care sunt așteptările de la carieră ca progresie, să vă decideți la fel cu ce vreți să faceți zi de zi și ce vreți să evitați zi de zi. Eu am creat o listă bazată pe lista de specializări care v-a prezentat colegul meu, în care eu am să descriu careva aspecte a lucrurilor în aceste domenii și sper să vă ajute. Începem cu poziția de software developer. Aici trebuie să ai o orientare puternic tehnică, să-ți plac provocările și să știi că îți va plăcea pe un termen îndelungat să faci programare. Deoarece ăsta va fi principalul tău mod de muncă. Beneficiile acestui job sunt că pe piață acum sunt foarte multe oportunități în foarte diverse domenii și lucrul de obicei bine remunerat. Însă necesită mereu să fii în pas cu tehnologie și ești un stres. Ca viitor pentru carieră ai, desigur, poziții de senior, unde ești deja un expert, ce spunem, în domeniul în care activezi, urmat de poziții de arhitect software sau careva poziții de management. Următoarea specialitate, mă gândesc că e web și mobile developer, am decis să le combin în una, deoarece calitățile personale sunt relativ aceleași. Adică, oricum, la fel ca software developer, trebuie să fii tehnic, însă trebuie să fii și creativ. Deoarece în web și mobile development ești mai aproape de utilizator, trebuie să te gândești la cum tu livrezi informația utilizatorului și cum primești, așa spunem, informația de la utilizator. Deci trebuie să ai imaginație, creativitate și la fel să iubești programarea. Beneficiile sunt la fel ca la software developer, deoarece unde este un software developer care se ocupă de obicei de back-end, există și un web mobile developer care face front-end-ul. Provocările sunt că trebuie să fii în pas deja și cu tehnologiile, la fel ca la software development, doar că și cu limbajul stilistic. Din câte ați observat, fiecare versiune nouă de Android sau iOS, apar anumite schimbări în aplicații care sunt într-un fel forțate de acest progres al domeniului. De asemenea, o provocare că e complicat să comunici ideile și să-ți fie comunicate ideile altora, deoarece limbajul e mult vizual. Ca potențial viitor, din nou avem o poziție de senior, designer sau architect, sau poziții de management. Embedded developer, specialitatea de embedded developer e de fapt cea mai tehnică și necesită cunoștințe avansate în programare electronică și matematică. Eu cred că pentru a te înscrie în această specialitate ai nevoie de practică și studii extensive. Și atât cât să ai și abilitatea ușor să vezi lucruri noi, deoarece este posibilitatea că vei dezvolta lucruri noi, nemai văzute. Și de asemenea trebuie mereu să tinzi spre perfecțiune și eficiență înaltă. Beneficiile sunt că ramura e mai stabilă din punct de vedere a cunoștințelor, ele rămân actuale pentru mult mai mult timp și de asemenea, cum beneficiu, eu cred că e ocazia să experimentez cu diverse tehnologii inovative electronice. Provocările este că echipamentul e scump, pentru, atât pentru lucru, cât și pentru studii, ceea ce face destul de complicat să te înscrii în domeniu,
învățând posibil în mod individual sau independent. Da? De asemenea, durează foarte mult să înveți și și ai nevoie de foarte multă practică până te înscrii în piață de muncă, ceea ce își face dificil acest proces. Potențialul viitor e la fel, probabil, ca la restul. Expert în domeniu și poziții de management. DevOps e o ramură IT-ului destul de recentă și necesită să poți să lucrezi sub presiune, să ai foarte multe responsabilități și pentru cei care vor să facă parte din procesul de dezvoltare, însă nu neapărat să le placă să programeze. Trebuie să fii analitic și să-ți placă să automatizezi tot ce e posibil. De asemenea, trebuie să fii capabil să comunici eficient și să rezolvi problemele. Beneficiile sunt că iarăși ai foarte multe oportunități de piață de muncă, acum lumea trece spre cu orientare în IT spre cloud și acolo unde ai dezvoltare pe cloud ai nevoie și de un sau mai mult DevOps. Și faptul că e ramură destul de nouă înseamnă că e mai ușor, cred eu, să devii, să ai mai puțin competiție în piața de experți. Provocările reprezintă că ai nevoie să creezi experiență cu foarte multe instrumente care încă sunt dezvoltate, dar de asemenea trebuie să te familiarizezi cu procesele de dezvoltare a software-ului pentru a fi eficient în această poziție. După DevOps, de obicei, ajungi în poziții de project manager sau IT manager. Quality assurance tot e pentru persoanele care vor să se implice în procesul de dezvoltare fără să facă programare. Poziția de obicei nu necesită foarte multe cunoștințe tehnice. Scopul principal e să strici ce trebuie să testezi. Adică să găsești punctul slab și să-l exploatezi în produsele soft sau tehnologii cu care lucrezi. De asemenea, trebuie să fii capabil să-ți comunici foarte bine descoperirile. Comunicarea asta de obicei are loc cu developerii. Beneficiile, cred că nu necesită foarte mult conștiință tehnice, adică e ușor să te angajezi și să înveți. Provocările de lucru de obicei foarte repetitiv, implică mult lucru cu documentația și ești considerat în anumit cu dezvoltatorul. Ca potențial de carieră pe viitor, ai profesia de analist în quality assurance, manager sau chiar și poziții de project management sau IT manager. Acum, altă poziție, tot cu mai puțină programare, însă totuși destul de tehnică, este database administration sau system administration. Deci, în cazul acestor specializări, ai nevoie de multe cunoștințe în cum lucrează sistemele de operare, de asemenea, tehnologiile care le administrează. Trebuie să ai abilitate să rezolvi rapid problemele și să planifici, de fapt, să le eviți, deoarece acest domeniu e important, reliability-ul să fie înalt. Beneficiile sunt că lucrul e relaxant în mare parte a cazurilor. Provocările trebuie să cunoști și să memorizezi multe aspecte a sistemelor cu care lucrezi. Ca potențial viitor, ai poziții de expert sau manager. În cazul la DBA e posibil să ajungi, la database administrator e posibil să ajungi și ca project manager. Și am vorbit mult despre project manager. Ce ai nevoie de fapt să ajungi project manager? Deci e important să fii capabil să coordonezi cu echipe și între echipe, să poți să comunici eficient cu clienții și să transformi dorințele lor în obiective realizabile. Trebuie să ai careva cunoștințe tehnice și un grad înalt de expertiză în industria în care activezi. Beneficiile sunt că practic peste tot e nevoie de project manager, acolo unde e de fapt alert cycle project manager,
Și alt beneficiu e că e foarte ușor să tranziționezi în sau din alte industrie, adică dacă ai expertiză de project manager în industrie altă decât în IT, e foarte ușor să traversionezi în IT. Potențialul carieră de viitor aici probabil depinde de companie. Nu există un răspuns concret. Este posibilitatea să ajungi și ca CTO și alte poziții executive sau așa un manager pe manager, cum am scris eu în prezentare. Acum colegul meu va vorbi despre cât durează să înveți până încerci să lucrezi. Da, totuși am vorbit despre job-uri foarte mult, dar întrebarea principală care pe toți interesează este cât durează să înveți până începi să lucrezi. Chiar dacă ne dorim să începem să lucrăm cât mai repede posibil, drumul către succes nu este scurt și există câțiva factori principali care influențează timpul în care ajungi să lucrezi. În primul rând, specialitatea la care dorești, după cum a vorbit și Marius, nu toate sunt ușoare de numerit. Adică de unde poți să nimeriești, trebuie să studiezi undeva mai mult, undeva mai puțin, de-a poate chiar și să ai noroc. Alegerea corectă a tutorialelor și a cursurilor este la fel de importantă, pentru că poți să, spui să înveți Java și trebuie să cursuri de care la Java nici nu se referă, adică cam există și așa situații. Și plus atate, tutorialele nu toate sunt cele mai bune, câteodată trebuie să știi de unde să începi. Al treilea punct este factor este timpul liber de care dispui. Aici mă vorbim mai mult, pentru că există oameni care au deja un job și doresc să schimbe și să vină în domeniul IT. Și sunt acei care nu au un job și au mai mult, spun de mai mult timp liber. Și, desigur, al patrulea factor este perseverența și dorința fiecare de a nimeri în domeniul IT. Ca și în orice job, trebuie să dispui de, trebuie să fii perseverent, să studiezi cât mai mult, să arăți că tu poți, să arăți că tu vrei, pentru că asta este un lucru foarte important. Pentru că după 10 ani de lucru, poate să-ți devină, spre exemplu, boring și ar trebui să menții acest statut de perseverență și dorință. Deci acum vom vorbi despre timpul liber. În primul rând sunt două, oamenii se împart în două categorii în cazul acesta. Lucrez în timp ce faci studii. Aici avem mai degrabă cu timpul dumneavoastră și, spre exemplu, 10% asta este odihna, 20% doar din timp studiați specialitate selectată și 70% sunteți la job-ul actual. Primul internship și o angajare ulterioară este posibilă în aproximativ 4-6 luni și iar aceasta este o cifră aproximată, deoarece fiecare persoană este diferită. În acest timp ar trebui să reușiți cel puțin să faceți, să treceți 5 cursuri online, să citiți cel puțin 2 cărți, dar cărțile sunt o parte foarte importantă de a nimeri în industria IT, doar cursurile nu o să vă ajute să spun, foarte mult. Cărțile au mai multe informații, este mai subtilă, este mai bine scrisă și din această cauză este important. Și aveți cel puțin un proiect finisat. Nu se are în vedere un proiect în cadrul unei companii, dar un proiect personal. Spre exemplu, ați început să faceți web development și vreți să faceți un calculator online pe o pagină web, ar trebui să aveți așa un fel de proiect, cât de mic n-ar fi. Și este tipul 2, care fac doar studiile. Timpul vostru nu include jobul actual, el include 80% studiere specialități selectate și 20% odihnă. Și primul internship și angajare ulterioară este în aproximativ 2-3 luni, iarăși depinde de fiecare persoană în parte. În acest timp ar trebui să reușiți să faceți cel puțin 10 cursuri online, să citiți cel puțin 3 cărți și să aveți cel puțin 2 proiecte finisate. Asta a fost totul despre timpul și acum o să începem la partea principală. Ce înseamnă să fii junior și aici o să înceapă Marius. Deci în IT, nivelul de experiență foarte des e exprimat în 3 nivele, cel de junior, middle și senior. Junior fiind cel mai mic nivel de experiență. Să fii junior înseamnă să fii la începutul carierei tale. Asta presupune că deja ai destule cunoștințe și aptitudini să te consideri un profesional sau un specialist, chiar dacă din nivel începător. Nu există un șablon care să definească calitățile exacte a unui junior.
sau de fapt a oricărui alt nivel de senioritate, însă e frecvent acceptat că un nivel de un specialist de nivel junior deja posedă toate cunoștințele de bază care îi permite să se discurce independent cu sarcinile care sunt atribuite. Juniorii, și nu doar juniorii, dar în special juniorii, trebuie să aibă nevoie imensă de a învăța și de a experimenta cu tehnologii noi. Eu personal recomand în timpul după lucru să încerci sau ceva nou sau să să-ți întărești cunoștințele cu tehnologii care deja le cunoști. Factorul principal care deosebește un junior de un middle, de exemplu, e, în opinia mea, atât experiența cât și greșelile prin care au reușit să înveți. Aici, dacă pot să adaug ceva, deci junior înseamnă să știi și să cauți pe internet toate resursele care sunt astăzi în internet, să știi să cauți informația înainte ca să te adresezi odată unui senior sau unui middle. Un junior deja a, putem să spunem că a finisat un internship, are experiență de acolo, cunoaște cel puțin un limbaj de programare la nivel amator și aproape mai sus, cunoaște diferite framework-uri, asta este foarte important, pentru că la lucru după ce sunteți angajat în poziție de junior, nu lucrați doar cu limbajul, dar și diferite instrumente care se utilizează de acest limbaj. Cursurile sunt culcările astea acolo, dar din junior deja înseamnă că ai citit câteva cărți și, desigur, ești subscribe la câteva bloguri din domeniul IT, cum ar fi Medium, Reddit și alte. Și mai departe, Marius. Da. La fel, bine întrebarea, cât timp vei fi considerat junior? Deci, peste tot în industrie se estimează la în jur de 2-3 ani de experiență în aceeași specializare. Eu prefer, de fapt, să fie asta calculat după numărul de proiecte și cu cât mai diferite sunt proiectele cele, cu atât mai bine, deoarece asta înseamnă că ai, să spunem, o experiență mai variată. La fel se întâmplă cu oamenii schimbă specializare, de exemplu, din web în mobile developer sau din embedded, sau din software developer în embedded. Și acolo e normal să știți că gradul tău de experiență va ajunge nu chiar la zero, dar foarte aproape. Și ești considerat junior de către angajator, însă tu deja ai aceste cunoștințe și probabil ești cunoscut cu procesele în destul ca să te consideri puțin mai înalt. Adică în oricare caz, progresul va fi mult mai rapid la o poziție nouă, adică la un nivel mai înalt în poziția nouă. De asemenea, eu cred că evoluția din junior în middle nu e un pas concret și nu se realizează printr-un test sau o acțiune, e mai mult, așa spunem, o stare de spirit. Știi că nu mai ești junior atunci când ești sigur în abilitățile tale, rar ai nevoie de ajutor, reușești să-ți realizezi sarcinile și să răspunzi la întrebările tehnice și non-tehnice fără, așa spunem, dificultăți și poți firm să-ți argumentezi alegerile făcute în dezvoltarea proiectelor. Aceea te rugăm. Da. Acum putem să discutăm mai puțin despre care sunt metodele de a deveni junior. Sunt trei metode de bază. Acele sunt educația superioară, cursurile specializate și metoda de autodidact, adică autoeducare. Nu pot să spun că există o metodă, o singură metodă care e suficientă, mereu e bine să combini. Și voi discuta mai aprofundat despre fiecare din ele. Deci, educația superioară oferă multe cunoștințe în mai multe domenii decât cel al specializării și îți oferă foarte mult timp în care tu ai ocazia să înveți și
extracurricular, probabil, sau business tutor sau prin niște cursuri. Și în același moment îți oferă și la posibilitatea să îți creezi experiență prin intermediul proiectelor personale, atât cât și prin internship-uri, care de fapt sunt necesare pentru a trece educația superioară, adică unul, două internship în timp de o facultate, e ceva de așteptat. Singurul minus a educației superioare e că durează foarte mult în timp, adică în jur de 4 ani aveți trebuie să le dedici studiilor. Însă rezultatele sunt foarte plăcute, cunoștințele sunt foarte vaste și foarte ușor să te înscrii în piața de muncă. A doua opțiune este cea de cursuri specializate. Ele sunt foarte bune la educație într-o ramură specializată, însă nu sunt foarte eficiente în timp. Și sunt foarte eficiente în timp, de fapt. Însă pot fi peste stare și aspectul mai focusat la acestora, în opinia mea, nu sunt într-atât de benefice și ceea ce aduce la necesitatea de a avea mai mult decât un curs pentru a strânge, așa spunem, o bază de cunoștințe suficientă pentru angajare. Pe lângă cursuri, pe lângă aceste cursuri, ai nevoie să faci și foarte multe studii de sine studător, de fapt asta se aplică ca la oricare metodă. Însă cursurile te ajută foarte bine să creezi o experiență ghidată, așa să spunem, în timpul educării. A treia modalitate de autodidact e posibil cea mai plăcută pentru mulți, însă și cea mai dificilă. Ai plăcută deoarece ai libertatea să alegi când, cum și ce înveți, însă asta și este și problema, deoarece nu ești ghidat în această educație, cum ești cu cursuri sau cu educație, prin educație superioară, posibil că înveți în ordine greșită sau lucruri care nu sunt, așa spunem, interconectate. Există foarte multe resurse online, în orice caz, care te pot ajuta te pot ghida, adică la moment sunt programe gratuite care îți descriu toți pașii necesari ca să ajungi specialist IT, însă eu și pot că ai nevoie de cineva care să-ți țină mâna în această călătorie prin care. Acum va discuta Stas despre procesul de devenire a junior. Deci pentru a deveni un junior, desigur că trebuie să treci printre anumiți pași, deoarece dacă vei încerca deodată să fii să începe toată să întrebați în industrie IT, învățând la maxim, poți așa să treci pentru așa o etapă de o să arse, adică nu o să mai poți să te apuci nimic. Desigur, ambiția este, cum să spun, cheia succesului, dacă de dată ambiția este și moartea succesului. Dacă o să începe să învățați, de exemplu, o grămadă de limbaje de programare deodată, asta nu o faceți corect. De aceea am venit cu așa un proces de deveni un junior și cu anumiți pași. Primul pas este cel mai important, ele sunt bazele programării. Bazele programării prezintă diferite statement-uri care se utilizează în orice limbaj de programare, cum ar fi if, else, poate cunoașteți și altele la moment. Ce este o diagramă? Dacă să ești. Diagramă bloc și altele, UML diagrame. Și da, este un pas foarte important, adică fără el nu o să treceți în următoarele etape, chiar și când o să începeți să învățați un limbaj de programare de la zero, o să treceți prin ele oricum. A doilea punct este, nu e chiar cel mai important, dar este bine să cunoașteți metodologiile Agile și Scrum. Metodologia Agile este folosită în toate companiile practic IT, este o metodologie utilizată în cum veți lucra, în ce mod, ca să vă dau o mică explicație,
menite era metodologia waterfall, adică clientul venea cu toate cerințele care el le avea, vă dădea un anumit timp și trebuia să le finisați în acel timp tot proiectul. Însă mulți au văzut că nu este cea mai eficientă metodă și s-a trecut la Agile și Scrum, care este o submetodologie a Agile, în care sare modul în care se lucrează iterativ, spre exemplu, vă trimite clientul câteva specificații care vrea să le aibă la început, voi dezvoltați proiectul doar cu acele requirements și treceți la următorul la incrementați proiectul încă o dată și clientul vă dă următoarele specificații. Și așa merge tot planificarea, lucru, trecerea, arătarea clientului la ce etapă sunteți și vă auto-evaluați într-o măsură în echipă ce ați făcut mai bine, ce ați făcut mai rău și după aceea iarăși treceți la următoarea iterație, adică clientul iarăși vă dă alte specificații. A treilea punct este studierea unui limbaj de programare. Desigur, ele sunt foarte multe la moment și nu o să știți din start care să alegeți, dar pe internet, dacă o să căutați, desigur, o să vedeți. Vreți să vă ocupați cu web development, o să știți că JavaScript, HTML, CSS sunt limbajul de care le veți nevoie. Dacă vreți să faceți web servere, cum, spre exemplu, ce se întâmplă în spatele unei aplicații web, o să mergeți pe etapul, pe limbajele Java, Python, C#. Dacă vreți să dezvoltați aplicații mobile, o să mergeți pe Swift, React Native, Android sau Kotlin. Adică totul depinde de preferința în care, de specialitatea pe care vreți să o alegeți. Pe lângă studierea limbajelor, este important să studiați librăriile, framework-urile și instrumentele care sunt utilizate cu un anumit limbaj de programare. Aici avem un exemplu care sunt instrumentele și framework-urile și librăriile utilizate cu limbajul Java. De ce este acest lucru important? Venit la un internship, dumneavoastră sunteți testați pe cunoștințele care le aveți pe limbajul de programare, însă nu pe librăriile și framework-urile. Adică este de așteptat la voi că o să le învățați în o lună sau trei în care durată internship-ului. De aceea ar fi bine ca orice student nou, așa să spunem, în domeniul IT, să înceapă să învețe din timp aceste lucruri. A cincilea punct, destul de important, este să dezvoltă unul sau mai multe proiecte personale. Am mai vorbit despre acest fapt. Cum bine s-am dat două exemple, acesta sau un calculator, poate să fie aplicație desktop cu ajutorul la C#, spre exemplu, și acolo sunt alte librării care vă ajută să faceți. Poate să fie o aplicație web cu framework-urile Angular sau React, sau puteți să faceți un web server care include și serverul și o aplicație web și efectuați comunicarea între ele. De obicei, asta este un proiect de start cel mai popular pentru a vă familiariza cu procesele care au loc în internet. A șaselea este împrietenirea cu cele mai cunoscute surse de informare. Este un punct important, fiind ajungând la poziție de junior deja, trebuie să știți unde să căutați informație, unde puteți da întrebări, unde vor fi răspuns la întrebările voastre. Și, desigur, este și Medium, care este un blog, unde puteți vedea care sunt tehnologiile noi. Spre exemplu, dacă mergeți pe Java, veți putea vedea toate feature-urile noi care apar într-o versiune nouă Java. Un următor punct nu este iarăși chiar ceea ce am vrut noi să prezentăm, dar este important pe GitHub să aveți și un portofoliu, adică venind la internship, înainte ca să treceți un interviu, compania vă analizează, vă vede care sunt skill-urile voastre, până la CV, poate să intre pe GitHub și să vadă care sunt proiectele voastre dezvoltate, să vadă la ce nivel sunteți și poate și alte pagini care le includeți acolo. Dacă vreți să auziți mai mult despre asta, la sesiunea 3 a acestui webinar va fi povestit despre cum să-ți faci un portofoliu pe GitHub și cred că va fi destul de interesant. Un punct important este un profil pe LinkedIn. De ce este important să vă faceți încă un profil pe rețea de socializare? Pentru că pe LinkedIn sunt înregistrate toate companiile IT, acolo sunt postate diferite oferte de internship-uri, de lucru, voi puteți să vă faceți conexiuni noi, să aflați de aceste oferte și, desigur, când sunteți gata, să contactați companiile și să aplicați la un internship.
poate chiar și la poziții de lucru, dacă vă simțiți destul de sigur pe voi. Și ultimul punct este cel mai important, adică este ultimul pas care treceți când trebuie să deveniți un junior, este programul de internship. Internship-ul vă face din studenți deja transformă în angajați. Asta, desigur, dacă voi arătați că arătați o maestrie oarecare, arătați că sunteți perseverent, că vreți să învățați, vreți să lucrați, că compania nu o să regrete că o să vă angajeze. Și, desigur, cum veniți și imaginea dată, veniți cu backpack-ul, ieșiți deja în caz businessman. Asta au fost cam toate punctele, cele mai importante, care noi considerăm că o să vă aducă la poziții de junior în viitor. Cu asta noi cred că o să finisăm prezentarea noastră și dacă aveți oarecare întrebări, puteți să le puneți acum. Da, desigur, noi vă încurajăm să ne dați întrebări. Dacă ezitați să le dați cu voce, puteți să le scrieți pe chat. Chiar suntem interesați să vă dăm cât mai multă informație utilă și răspunsuri la ceea ce vă interesează. Iar până vă adunați cu forțele să ne formulați o întrebare, vreau să mulțumesc lui Stanislav și lui Marius că ați venit cu prezentarea pentru astăzi. Eu cred că stați tu poți să-ți deconectezi ecranul de pe share screen. Ok. Și, desigur, vreau să fac un sumar la ceea ce s-a discutat astăzi. Am avut o introducere foarte, foarte generalistă, o viziune de asta, helicopter view la ce prezintă un drum a unei persoane care ar vrea să intre în domeniul IT, care ar fi specializările, ce presupun acestea, ce trebuie să faci, de fapt, la ce să atragi atenția atunci când te gândești să înveți și să te reprofilezi într-un domeniu absolut nou, când nu știi de la ce anume să începi parcursul tău. Și vreau, desigur, să vă zic că această sesiune va fi urmată încă de 3. Mâine vom vorbi despre felul în care se efectuează interviurile pentru un post IT, pentru a vă ajuta să fiți gata pentru toate etapele care vă așteaptă, pentru că ele sunt multiple. Un interviu IT, de fapt, diferă de un interviu dintr-un alt domeniu și asta este focusul seriei de webinare pe care noi le-am pornit, să vă ajutăm cu acele insight-uri, acele detalii mici care țin anume de acest domeniu de activitate. Deci vă invit cu mare drag mâine la 18:30, pe același link se accesează și sesiunea în care noi o să vorbim despre cum să-ți scrii un CV, cum să treci interviu, ce să faci, ce nu să faci, la ce să te aștepți, ce este interesant pentru un recruiter și ce face recruiterul atunci când te intervievează, cum de fapt se face integrarea într-o companie IT, ce înseamnă onboarding, dacă nu ați mai auzit până acum. Onboarding-ul este procesul de integrare într-o companie și cât acesta de fapt durează. Vorbim și despre multe alte chestii. După cum băieții au menționat, foarte important este să-ți creezi o identitate atunci când aplici la un post IT. Deci să ai un profil pe LinkedIn. Profilul pe LinkedIn trebuie să fie și el completat. Este ca și cum un CV al vostru digital, trebuie să ai și un portofoliu pe GitHub care este de fapt o dovadă a faptului că ok, tu ai cunoștințe în tehnologia la care ai aplicat să fii. Deci la postul vacant la care ai aplicat, tu ai cunoștință, ai experiență și un lucru important pentru începători, dacă nu ai avut experiență până acum, tot ce ai în spate sunt anii de universitate sau un curs sau mai multe cursuri pe care le-ai trecut online sau ghidat cu mentor sau ai studiat de sine stătător pe resurse, pe cărți. Dar e bine să ai și careva lucrări făcute de tine personal pe care poți să le prezinți și un sinonim unei cărți de vizită în domeniul IT ar fi GitHub-ul, profilul tău de acolo și ceea ce poți tu să le arăți angajatorilor atunci când vii să le
să-i convingi de fapt că ei au nevoie de tine și tu ești persoana cea potrivită, de care ei au nevoie în echipă. Deci, astea sunt criteriile principale la care trebuie să atrageți atenția, dar și veridicitatea resurselor din care vă informați. Resursele pe care le utilizați în educația voastră trebuie să fie recunoscute, cel mai bine acreditate internațional, sau să fie notorii cu comentarii pozitive din partea specialiștilor cu un background deja bine făcut în spate în acest domeniu. Și, desigur, ca o concluzie la tot asta este că nu există o pastilă fermecată, nu devii un profesionist într-un minut, trebuie să depui efort și este cert că succesul dumneavoastră depinde în cea mai mare măsură de efortul pe care l-ați depus. Efortul pe care l-ați depus atunci când ați învățat și deja următorul pas este când v-ați angajat. Astea sunt chestiile care, deci e un lucru care vă ajută enorm în devenirea un specialist și în domeniul IT trebuie să știți că tehnologiile se schimbă în fiecare minut ce trece și trebuie să fii gata să înveți în continuu, să te dezvolți, să te educi și să fii la curent cu toate tendințele în domeniul în care te-ai specializat. Și despre asta o să ne vorbească un alt coleg al lui Stas și Marius în ziua a patra, vineri, la webinarul de vineri o să vorbim despre cum devii, de fapt, un specialist de nivel mijlociu, de middle level, și ce trebuie să faci, ce trebuie să cunoști și cum te ții tu up-to-date cu toate tehnologiile și cu toate trendurile. Iar acum văd că sunt deja careva întrebări pe chat. Am să încerc... Acum să încercăm să răspundem la ele. Da, băieți, dacă puteți să preluați întrebările care deja cred că le-ați citit, pentru că eu am vorbit și nu am reușit să le citesc. Se încadrează editarea video urmări pentru a ramura artiului? Eu aș spune că nu. Editarea video prezintă folosirea unui anumit soft specializat. Acolo sunt efecte diferite, adică nu este ceva. Deci, editarea unui video face parte din domeniul industriilor creative, a artelor, de fapt, și mai puțin în domeniul IT, chiar dacă aceste tehnologii, ele sunt intersectate pentru că nu era să fie posibil editarea fără un soft creat în background, dar crearea unui soft care îți permite editarea deja face parte din domeniul IT. Următoarea întrebare este, ați putea recomanda cărți bune, cursuri despre Java Programming? Am încercat de la Edureca un curs, dar m-am încurcat și mai tare pe el. Desigur, o carte pentru Java care ar fi prima care aș recomanda este o pregătire pentru OSIE, dar este foarte bună pentru o inițiere, eu acum în chat. Următoarea carte care ar fi foarte bună pentru chiar și poate după ce citiți prima această carte este Effective Java, se numește, a treia ediție. Este o carte destul de vagă, așa spunem, în informația despre Java și puteți să studiați mai multe chestii noi de acolo. Ai ceva recomandări? Deja pentru ceva mai avansat este o carte, se numește Data Structures and Algorithms with Java și mai este încă o carte de la Gang of Four, Design Patterns pentru Object Oriented Programming, focusat pe Java. Voi lăsa link-ul pentru ele, la fel în chat. Da, mai este următoarea întrebare pe care vreau eu să o preiau, este cât de tare contează educația superioară în domeniul IT și cum de obicei privesc angajatorii pe potențialii angajați care au sărit dintr-un domeniu în altul. Vreau să zic că este, desigur, un mare avantaj atunci când ai în spate studii specializate, pentru că studiile la universitate îți creează o gândire mai inginerească, tu nu ești un specialist foarte focusat pe un singur domeniu. Atunci când faci studiile la universitate, tu, desigur, ai beneficiul de a cunoaște mult mai multe tehnologii. Tu ai posibilitatea să lucrezi la proiecte personale, la multiple, deci pentru că fiecare tehnologie pe care tu o înveți, la ea ai lucrări
de laborator, deci tu exersezi timp de 3 ani și înveți o multitudine de, de chestii de care nu ai parte neapărat la un curs specializat când mergi. Și deci, este un avantaj mare a celor care au, au făcut o facultate IT vis-a-vis de cei care au făcut doar cursuri. Dar angajatorii, când analizează viitorii colaboratori, viitorii angajați, îi analizează din mai multe perspective, pentru că fiind un, o persoană cu specialitate IT în spate, nu neapărat că ești un candidat mai potrivit decât ăla care nu are studii specializate ca universitate, spre exemplu. Pentru că se analizează și, să spunem, soft skills și se analizează și cunoștințele tehnice și, desigur, dacă, dacă ai făcut multiple cursuri într-un domeniu, spre exemplu, în Python, sau în Java, ca exemplu, pentru că deja am discutat și ai realizat pe parcursul studiilor tale individuale prin intermediul cursurilor și autostudierii, ai realizat deja o, o serie de, să spunem, proiecte mici, tu ai putea fi mai, mai potrivit și mai, să spunem, apt candidat pentru postul la care se caută colegi în companii. Deci nu neapărat este un avantaj sau dezavantaj, dar da, studiile la universitate sunt mult mai complexe. Da. Să citim următoarea întrebare. Ce ar fi util să încep atunci când vrei să înțelegi în domeniul IT? Dacă ne puteți recomanda cărți sau surse bune pentru inițierea în programare? Ok, din surse bune puteți să începeți cu cursuri pe Udemy. Ele au foarte multe cursuri anume de inițiere în programare, nu ceva specific în doar limbajul de programare. O carte este, vă dau denumirea ei, este The Pragmatic Programmer. Ea se utilizează chiar și în, în, la universități. Este, în general, despre programare, nu este doar despre un limbaj specific. Iar, în ultimul caz, sigur, puteți să frecventați cursuri cum ar fi de Apple, Step Up IT. Acolo sunt foarte multe cursuri de inițiere, spre exemplu, Java, Python, C++, de câte știu, și ele să vă ajute să înțelegeți ce este programare, cum programați și diferența de, pur și simplu, scrierea codului și chiar programare în realitate, pentru că este o diferență destul de mare. Următoarea întrebare este, bună seara, este încep să a studia un limbaj de programare, dar vârsta de 24 de ani, neavând experiență și studii, speram în domeniul tehnic pentru a deveni software developer. Nu aș spune că este târziu, în 24 de ani, că sunteți foarte tânăr și puteți să începeți ca acum. Puteți să spuneți top așa un an și deja puteți să vă considerați că o să aveți la sigur un job, în dependență de cât timp dispuneți pentru a învăța. Cum am arătat acolo și cu joburile, de obicei în 4-6 luni poți să începi cu un internship și cu potențială angajare. Următoarea întrebare, ce fel de proiecte personale sunt bune pentru obținerea primului job în experiența dumneavoastră? Proiectele CRUD sunt destule și, în contrapare, e posibil de efectuat freelance înainte de a se iniția în industria IT. Să încep cu ultima întrebare, eu aș spune că nu chiar este comod în freelance fără experiență să mergi. Deoarece acolo clienții se așteaptă că în cea mai scurt timp ne-a să se ajutați și o să proiectați tot proiectul deja, adică o să fie aplicația gata, spre exemplu, jumătate de an. Dacă nu cunoașteți nimic, o să vă fie foarte greu și adică e practic imposibil. Ce fel de proiecte personale sunt bune pentru obținerea primului job? În experiență, proiectele CRUD sunt destul de dar, proiectele CRUD sunt chiar foarte bune, adică vă fac o înțelegere, spre exemplu, dacă CRUD să vorbim bine cu web serverele și poate chiar și o aplicație web care folosește aceste proiecte CRUD, sunt chiar foarte bune, adică la un internship de obicei cam cu asta și vă ocupați, adică cu așa mult de proiect. Următoarea întrebare. Cum sunt estimate cunoștințele tehnice suficiente de a fi socotit junior? De exemplu, ce tehnologii trebuie să cunoști? Vă dau un exemplu, și mai ales după asta, cred că o spun și eu. Fiind, de exemplu, un developer pe Java,
Noi numai trebuie să știu, nu știu cum, în cazul Java, am dormit cum lucrează compilatorul și toate chestii, trebuie să știi cele mai de bază funcții din statement-uri, cum lucrează posibil, adică principiile OOP care sunt, asta este un punct important în Aperjuniu, și câteva framework-uri care trebuie să cunoașteți și, desigur, de exemplu, Spring Framework este cel mai utilizat în Java, ar trebui să-și cunoașteți de el, nu chiar să lucrați la nivelul. Sunt foarte mult la el, dar să știți de el. Și mai ales dacă ai ceva. Da, cum și-a fost spus de câteva ore în prezentare, nu există un anumit nivel de cunoștințe, mai mult un nivel de aptitudine. Trebuie să fii capabil la oricare nivel să poți să rezolvi problemele care ți-s pus în față, individual. Adică, oricum, vei avea nevoie de ajutor și de supraveghere. Însă trebuie să ai dorința, inițiativa și capabilitatea să produci rezultate companiei destine stătătoare. Asta e tot. Nu ați menționat cunoașterea limbii engleze. Aș crede că este la primul pas important, dar noi cum am spus acolo este de ce este subînțeles, că trebuie să cunoașteți limba engleză, orice limbaj, practic, este limba engleză, orice sursă de informație globală este limba engleză, adică de asta noi nici n-am menționat practic. Da, deci pentru a sumariza este un nivel de bază în limba engleză atunci când puteți să citiți, să vorbiți la un nivel basic și desigur cunoașterea bazelor de date vă dă un avantaj și desigur cunoașterea cel puțin unui framework în limbajul de programare pe care l-ați ales. Și lucrul destine stătător cu task-urile, asta vă ar face să fiți deja o persoană care poate să fie considerată junior. Dacă nu sunteți încă la nivelul ăsta și aveți nevoie de o persoană care poate să vă ghideze, atunci mai este nevoie de puțin de lucru și sunteți pe aproape. Deci este ultima întrebare aici. Care este prognoza pentru Java ca și limbaj de programare în detrimentul trendurilor hype privind topul limbajului de programare elaborat în fiecare an? De ce să tragem atenția și ce trebuie de trecut cu vedere? Da, deși vă vedeți că apare un limbaj noi care e posibil de trec Java, dar dacă ați înțeles Java, o să vedeți că acolo este scris că este 3 miliarde de dispozitive utilizate Java, dar nu s-a schimbat în această cifră mult timp, dar Java practic mereu va fi pentru cele mai populare, cele mai utilizate și cred că în următorii 20 de ani, sigur, nu o să scadă. Un avantaj limbajului Java, scuze că te întrerup, este faptul că este un limbaj folosit la proiecte enterprise, deci multe aplicații folosite la companii mari sunt scrise pe limbajul Java și Java împreună și cu alte limbaje precum C#, spre exemplu, vor fi și vor rămâne a fi actuale încă mult timp înainte, încât limbajele noi care apar, ele sunt doar la început. Și foarte puține proiecte, de fapt, rulează pe limbaje noi. Iar în baza corporațiilor precum Oracle sau Microsoft și produsele care sunt folosite la nivel global, create de aceste companii, vor rămâne a fi actuale în continuare și deci ca dezvoltator atunci când alegi un limbaj de programare, este mult mai safe și mult mai sigur să mergi pe opțiunea unui limbaj vechi, încât el, cu siguranță, este deja întărit și doar trebuie să cunoști framework-urile noi care apar. Da, și așa o corecție, nu sunt 3 miliarde, sunt deja 21 de miliarde dispozitive care pot să ziceam în încășit și puteți să vedeți și este așa o mișcare mult pe Java, adică nu cunoscut detalii, dar puteți să căutați așa, și puteți să vedeți top 25 proiecte globale și o să vedeți cum ele au schimbat lume și de exemplu, dacă vreți un exemplu foarte bun, este Netflix, ea folosește tot în spatele este Java, ei care au dezvoltat diferite librării specifice pe Java pentru în cadrul companiilor, adică Java nu va dispărea nicăieri și va fi tot așa de popular. Dar există specialitate aparte de design, la ce nivel ar trebui să facă front-end-ul să se priceapă în design? Da, am spus deja în chat, foarte des front-end developerii lucrează fără ajutorul unui designer
Adică e posibil comunică direct cu clientul sau, așa spun, creează designul lor proprii din propria experiență sau din trendurile, așa spunem, în industrie. Adică nu e mereu că ești ca un web designer la nimeni, ca product developer. Dar pe lângă front-end este și specialitatea ca UX, este user experience, și ele sunt diferite, pentru că este UX, ceea ce înseamnă user experience, și asta este ceea ce face designerul, ceea ce el creează, și este UI, ceea ce este user interface, ceea ce face să fie activ atunci când interacționezi cu software, cu web aplicație. Și ei ambii trebuie să aibă acel simț al frumosului. Doar că persoana care se ocupă cu front-end sau cu UI e mai tehnică și mai puțin, de fapt, este de sine stătătoare în crearea unui produs. Mai mult ghidat de cerințele tehnice oferite de către client sau oferite de către profesionistul UX care vine deja cu macheta gata făcută, doar trebuie să o activeze. Iarăși, vă mulțumim că ați participat, că ne-ați ascultat. Suntem deschiși să vă răspundem pe orice fel de întrebări și chestii care v-ar interesa. Suntem deschiși să vă ghidăm și Capecul Academy. Puteți să luați legătura cu noi prin e-mail sau prin telefon. Desigur, cum și am spus, Techul Academy este o inițiativă educațională și facem și cursuri în domeniul IT și livrăm cursurile de Java împreună cu compania InterSoftware Development. Acum merge, chiar recent a început un curs. Și avem succesul prin faptul că mulți s-au angajat deja după acest curs și se regăsesc printre colaboratori și colegii ISD, dar să nu punem accent pe acest lucru acum. O să ne bucurăm să vă avem alături și mâine la ora 6:30. Accesați cu același link, vorbim despre CV-uri și procesul de angajare într-o companie IT. Iar pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută! Salut!